ultimele 3 săptămâni am fost într-o alertă maximă pentru că au apărut în Mureși focare de gripă aviară sau influența aviară la nivelul unor exploatații comerciale și în săptămâna următoare a apărut și în Harghita, în alte exploatații comerciale, deci erau practic 6 focare în țară. Și în acest sens am ridicat măsurile de biosecuritate la nivelul fermelor. Vreau să vă spun că la nivelul județului Argeș sunt 17 ferme de păsări. Am făcut o instruire cu administratorii fermelor și medicii veterinari din fermele respective, astfel încât să preîntâmpinăm orice risc de apariție a gripei aviare în județul Argeș. Nu avem niciun fel de semnal, nu am avut niciun fel de semnal nici în rândul păsărilor sălbatice, că practic reprezintă o sursă de contaminare esențială. Au fost recoltate și supravegheate zonele, amenajările hidrologice unde vin să se adapte păsările sălbatice, astfel încât să vedem dacă există păsări moarte. Nu am avut semnale de acest gen. Ce am găsit nu s-au datorat unor boli infecțioase, au fost fie de bătrânețe, fie de au avut alte cauze medicale. Deci în județul Argeș nu avem nicio temere la acest moment. Am colaborat foarte bine cu poliția, am făcut controle în trafic. Într-adevăr, am găsit și au fost găsiți în trafic comercianții, ambulatori de păsări, au fost sancționați. Dar păsările s-au recunoscut proveniența lor, proveneau din ferme, deci nu exista niciun risc că în alte condiții, așa cum am întâlnit la porci, unde am găsit animale neidentificate și deci n-am cunoscut proveniența lor, și la păsări procedam întocmai, adică le eutanasiam și le neutralizam prin îngropare sau ardere. Deci în județul Argeș nu avem nicio temere, nu avem nicio suspiciune, păsările sunt sănătoase și se urmărește cu mare atenție trasabilitatea, adică de la ferma de unde vin puii de o zi până la gospodărie unde ajung păsările adulte pentru consum, sacrificat pentru carne sau de consum.